La Bruxelles s-a dat startul elaborării bugetului Uniunii Europene, care va fi alocat începând cu anul 2021. Foarte mulți au făcut referire la modificările determinate de Brexit, dar mult mai puțini au băgat în seamă aspectele politice, altele decât cele legate de plecarea Marii Britanii din piața comună. Se atrage atenția într-un articol publicat în revista Meat Milk. La propunerea Germaniei și a Franței, alocarea de fonduri va fi condiționată de respectarea principiilor statului de drept, primele țări vizate fiind Polonia și Ungaria. Tocmai de aceea, în disperare de cauză, prim-ministrul Poloniei a obținut în seara zilei de 1 mai o întâlnire cu Jean-Claude Juncker, întâlnire caracterizată de jurnaliștii de la Euronews drept Cina Fraternității. Agricultura reprezintă 37% din bugetul actual al Uniunii, adică peste 4.000 de miliarde de euro. În viitorul PAC, suma de acum va fi redusă cu o cotă de aproximativ 4%, după cum anunță oficialii de la Bruxelles. Dar, atenție, Euronews anunță o cotă cuprinsă între 15 și 30%, deci, în cel mai rău scenariu, o diminuare a fondurilor destinate agriculturii de aproximativ 80 de miliarde de euro. Germania, Franța, Italia, Spania, Suedia, Olanda, Austria și Slovenia sunt de acord cu creșterea contribuțiilor statelor membre pentru a contrabalansa efectele Brexitului. Dar această creștere nu va acoperi diferența pentru că filozofia noului buget se va axa pe măsuri de prezervare a mediului, educație, măsuri sociale și integrare. Brexitul a lăsat o gaură de 12 miliarde de euro în bugetul european total, iar alte priorități, precum securitatea, migrația și apărarea au crescut în ultimii ani. Prin urmare, PAC este considerată obiectivul evident de reducere a găurii, declarația comisarului european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan.